Alex Buziuc a fost trimis în teren în minutul 62 în locul capitanului Gabi Iancu. În acel moment, tricolorii erau conduși cu 1-3, dar au avut o revenire spectaculoasă, punctând de 3 ori prin Pușcaș, Bumba și Tănase. Chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, atacantul sucevean a avut două ocazii de a înscrie și a primit nota 8 în Gazeta Sporturilor. Celălalt sucevean din lotul sub 21 de ani al României, Doru Popadiuc, a fost doar rezervă în meciul disputat în Ștefan cel Mare. În clasamentul grupei a 6-a din preliminariile pentru campionatul european din 2015 conduce Germania, cu 14 puncte, urmată de România cu 12 puncte și Muntenegru cu 11 puncte. Nemții au însă un meci mai puțin disputat cu Irlanda, pentru că au un număr mic de puncte, tricolorii trebuie să câștige grupa pentru a merge la turneul final. În ultimul meci din grupă, formația pregătită de Viorel Moldovan va întâlni marți în deplasare Germania.